Consilierul umanist Oleg Onișcencu a astăzi că a intrat în posesia unor fotografii care îl reprezintă pe primarul capitalei Dorin în postura de homosexual. La solicitarea ziariștilor, Onișcencu are tursele de a publicității, afirmând că ele trebuie verificate. Dorin Chirtoaca a calificat aberante declarațiile lui Onișcencu, pe care l-a acuzat că pune la cale un plan de răzbunare. La mine s-a adresat un grup de oameni care mi-au demonstrat fotografiile pe care un primar general cu niște persoane bărbați și se încadrați în linie homosexuală. Deci eu am luat aceste fotografii și citesc cazul ca să pot după aceasta da informația mai amplă. Ce sunt pe fi? Sunt la dumneavoastră acest? Da. Ce reprezintă? Deci sunt bărbați dezbrăcați. Este și domnul primar? Da. Putem să vedem și noi aceste fotografii? După ce o să aflu toate, să vă prezint. Sunt niște prostii, niște aberații. Dânsul are o problemă că vrea să pune municipal și asta este motivul pentru care încearcă să distragă atenția publică, atenția opinii la problema pe care o are. Dumneavoastră nu sunteți homosexual. Deci nici nu comentez pe ei.